E tot una. Dacă dorm sau rămân treaz, e vreme ce nu pot schimba ordinea acestei lumi. Tu vrei să fii egal cu zeii? În piesa lui Albert Camus, împăratul Caligula are revelația absurdității condiției umane odată cu moartea surorii lui Drusila. Decis să-și exercite propria libertate contra celorlalți, chiar contra zeilor, Caligula neagă binele și răul și se transformă într-un tiran sângeros. Acest Caligula, al nostru cel puțin, îl percep, l-am citit și am încercat să-l construiesc ca pe un fel de Hamlet al absurdului. După citirea mea, nu este deloc nebun. Are momente de nebunie, incontestabile. Dar dacă citim textul camusian, nu avem mari indicii către nebunie. Avem indicii despre un om extrem de determinat care vrea ceva, vrea imposibilul. Ori imposibilul nu se poate atinge decât prin forțarea posibilului. Asta face Caligula. Pentru asta îi se atribuie și calitatea de nebun, de despot, de ucigaș. Ave, ave, ave! Ave, Caligula. Suntem executați pentru că suntem vinovați. Suntem vinovați pentru că suntem supuși lui Caligula. Deci, toată lumea este vinovată. În film, soția lui Caligula, Cesonia, e interpretată de Daniela Nane. Soția cea uitată, dar ținută aproape din cauza faptului că singurul om în care Caligula are încredere este această femeie, o iubește ca pe o mamă, ca pe sufletul lui pereche, ca pe un partener de care are nevoie. Lumea lui Caligula e creată prin decoruri, costume și machiaje speciale. Producția s-a filmat într-un timp record. Am început filmările pe 5 decembrie și le-am terminat pe 21 decembrie. Norocul nostru a fost că vremea a ținut cu noi. Am avut și foarte multe filmări exterioare. Toată această pompă romană care se va vedea pe marile sau micile ecrane, practic s-a construit, s-a amenajat într-un garaj al televiziunii române. Acum, machiajele lui Caligula fac parte din concepția noastră. Se ascunde în spatele unor măști. Ei bine, la noi măștile acestea au fost gândite și făcute, realizate din machiaj, din pictură pe corp, cum ar fi pe față. Acesta a fost într-adevăr un proiect cu totul special din punct de vedere vizual. Sunt niște costume absolut minunate, făcute de Bristena di Satmari, machiajele, coafiurile, Clara Peța și Țiculina Truică. Sunt nume care trebuie menționate. Reprezentația începe! A guverna înseamnă a fura, dar e vorba de cum o faci. Eu voi fura pe față. Locul care ne-a ajutat foarte tare ca să construim ce ne-am propus este garajul din Molière, vechiul garaj al televiziunii, unde am construit toate spații, toate interioarele. Pe platoul de filmare a fost adus, evident, și un cal pentru momentul în care Caligula își ridică armăsarul la rangul de consul. Eu am făcut foarte multe sporturi din acestea mai puțin obișnuite, de la planorism, la parașutism, călărie am făcut foarte mult timp. Norocul meu că acest cal Lemon, care a fost adus la filmări, cu care am mai lucrat și într-o altă producție, este un cal extrem de docil. Pentru regizorul Silviu Jicman, piesa lui Camus e prima piesă străină pe care o ecranizează la TV. Din 78 n-a regizat decât texte românești. Cum îl vede el pe Caligula? El ar vrea ca să găsească soluția ca oamenii să nu mai moară. Oamenii să fie fericiți. Speră că va reuși să vindece, să zic așa în ghilimele, să salveze omenirea de la moarte. L-am luat-o pe drumul pe care trebuia. Teleplay-ul Caligula poate fi văzut succesiv pe toate canalele televiziunii publice. Pe 8 noiembrie va fi difuzat la TVR 2, apoi pe 11, 12 și 13 decembrie la TVR Moldova, TVR Internațional și TVR 3, iar pe 4 ianuarie anul viitor, când se împlinesc 61 de ani de la moartea lui Albert Camus, va fi programat la TVR 1.